la Fiction Mag. Noi suntem Andra și Diana și suntem în podcast despre cărți. Fiction. Fiction. Suntem din nou live! Mă, live. Live. Live una cu alta. Yay! O să tot sărim de la live-uri la digitaluri. Trebuie să recunoaștem că e destul de complicat. Amândouă lucrăm și... Na. Și stăm și foarte departe. Stăm și efectiv la poluri opuse una de cealaltă și da, și un program full-time. Și cumva reușim totuși să le facem. Doar că nu toate o să fie în format online, asta e clar. Dar având în vedere că episodul cu Serpent and the Wicks of Night a fost online, ăsta am spus că trebuie să fie live. Trebuie să fie live. Trebuie să fie live, da. Bine, ne-am ales și noi să facem un wrap-up live unde am citit cel mai puține cărți, probabil. Da, deci, disclaimer, am citit cel mai puține cărți de anul ăsta până acum, bine, în cele 3 luni de anul ăsta. Dar n-am avut spor, nici timp. Nici timp. 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 Diana, câte fanfiction-uri ai citit? Asta, am menționat că n-am citit cărți, da? Scoate-te. Știi că le-am numărat. 30. 30, da. Dar le-am citit pe cele mai scurte, adică unele au gen doar un capitol, adică nu se pun. Ah, ok. N-am citit 30 de Manacled, că... Nu, dar mi-aș da că știi vreo 30 de stat, cărți de 300 de pagini, gen. Nu prea sunt... Nu știu multe lucruri despre fanfiction, adică știu, dar nu știu exact care e formatul tot timpul, știi? Alea cele mai bune, the best ever, sunt gen 800 de pagini în sus. Ah, okay. Toate. Gen what? Manacled. Da. Era un TikTok, tipul ăla, oare mi l-ai dat și tu și l-am văzut și eu, nu mai știu. Ăla, tipul cu ochelari? Da, da. Care e funny? Da, tipul care e funny. Deci, a scos un TikTok care spunea, vreau să am o vorbă cu oamenii care scriu fanfiction. Cine are nevoie de atâtea pagini? De ce scrieți 1.500.000 de cuvinte? Sunt gen 10.000 de pagini, sunteți nebuni? Da, da, culmea că atunci când chiar dacă stai de multe, tu mai vrei. Da. O spun din experiența acum. Da, singurele fanfiction-uri pe care le-am citit sunt unele cu Harry Styles. Pe Wattpad acum mulți ani. Păi, poate după una se face și filmul ăsta care apare, Băi, da, și nu doar după una, că și After, și After era tot Harry Styles fanfiction. Mă rog, One Direction, dar focusa pe Harry Styles, cum sunt majoritatea. Ce succes are Harry. Da, cum a reușit omul ăsta să nască un întreg cult, efectiv, de... Și toate să primească ecranizări și cărți, da. Și... Adică care sunt șansele ca două fanfiction-uri Wattpad? De care le știm noi. Da, de lui Harry să fie ecranizate. Că nu se știe. Care e inspirația din toate noi. Și știi ce mai... Da, eu am citit, recunosc că asta a fost prima dată când am citit fanfiction-uri și evident că m-am dus la sursă. Da. Și anume la Draco și Hermione din Harry Potter și... Cu ocazia asta am pus și chestia asta la gât. Dacă știți, este Time Turner-ul din Harry Potter. Da. Tot scomotul de fundal este Loki. Nu s-a înfundat nimic, e doar Loki. Ori sfărăit, ori lăbuții, este Loki. Știți cum e de obicei muzică de fundal? Noi avem un Loki de fundal. Enough. Dar da. Înainte să începem cu prima carte pe care a ieșit Tondra, care e concluzia acestei lui. Au fost bune, au fost rele. Nu știu, mi-au plăcut cărțile pe care le-am citit. Nu pot să zic că a fost una pe care am hate-uit-o, știi, care a fost miss. Dar nici nu pot să zic că a fost una pe care s-o pun pe gatier sau ceva. Adică numai... Deși am dat 5 stele unei cărți, dar e mai degrabă un 4.75. N-a fost nici de 5 stele full. Simt că, nu știu, la o vreme n-am mai reușit să găsesc o carte care să mă prindă așa tare. Adică, nu știu, să... Nu știu cum să explic. Să am senzații pe care... That's stupid. Pe care am citit-o, nu știu, pe care am avut-o când citeam Acotar sau... De ce e stupid? It's normal să cauți chestia asta. Sau alte cărți. Da, dar simt că pare imposibil deja. Este Emily Henry acum. Da. Sau Emily Henry. Uite. Încă o autoare care mi se pare că orice ar scrie e ok. Iese acum. Da. Abia aștept. Și am tot văzut persoanele care au citit deja, da, că au primit fan arcul. Story. Da, fan story și au spus că e cea mai bună carte ei. Oh. Nice oameni buni. Eu plănuiam să am și citit-o și Happy Place până atunci, dar chiși ce? Probabil că nu. I feel you, că și eu sunt la fel. Chiar mă gândeam, bine, mint, eu am avut totuși una luna trecută care sunt obsedată de ea, dar luna asta n-am avut. Mm-hmm. Dar am fost surprinsă de una din cărțile pe care le-am citit.
chiar dacă nu i-am dat 5 stele și chiar dacă m-a scos din minți, dar m-a surprins, deci it counts. Sunt obsedată de fanfiction, real. Da. Poate o să facem la un moment dat un episod dedicat doar despre fanfiction, după ce intră mai avansat un pic în zona asta. Da, după ce intru și eu un pic pe filie. Aproape o convinsesem, aproape! Dacă nu-și luam Magnolia Parks, eram aproape sigură că începea să citească fanfiction. Da. Nu știu, da, chiar mă gândeam că luna asta parcă zici că am alergat după ceva, știi, chase something, că de asta am început, că ieșeam lui Diana, cât de haotic am fost, că la un moment dat citeam vreo 5 cărți deodată, am început 5 cărți și chiar le citeam, nu gen am citit 3 pagini și am trecut la următoarea, ci I was ongoing și foarte weird și niciuna nu satisfăcea de, nu știu, itch in my brain, nu, vă simțiți așa vreodată, da? Că parcă nicio carte nu e, da? De-aia am rămas cu fan. Că și eu am vrut asta, adică, și chiar eram foarte excited de TBR-ul pe luna asta. Am citit doar o carte de pe TBR, care a fost cartea lunii. În rest nimic. Eram am citit mega 3. Excited. 3 din 4. Ce mai bun de până acum? Cheater. I feel the betrayal. Dar 3 cu una din 4, 4 din 4. E aproape TBR. Care a fost cele 3? Hai. Zi-o pe prima. Prima, pe care am citit-o, zic și noi, linie, a fost The Serpent and the Wings of Night, că eu am început cu cartea lunii pentru că eram foarte încântată să o citesc. Apoi am citit, de fapt, ongoing, toată luna a fost Sense and Sensibility, pentru că am citit-o foarte încet. Și Dowry of Blood. Am început și Bunny, care era pe TBR, doar că, doamne, foarte creepy. Foarte creepy până acum. Da, știu că mi-ai scris și eram, da, nu o să o citesc. Da. Încă una nu va fi citită. Nu știu, e, nu e creepy neapărat că nu s-a întâmplat ceva atât de dubios, e aerul de o să se întâmple ceva dubios, dar mai degrabă personajul principal e detestabil. Ei. Dacă poți povestesc un pic din ea. Vorbim despre ce n-am citit în luna martie. Doar un pic. Da, deci e o tipă și știi că trebuie să intri într-un, vrea să intri, mă rog, nu vrea să intri, care se duce la facultate și o sororite acolo. De tipe foarte weird care nu își spun pe nume, fiecare își spune Bunny. Hey Bunny nu știu ce, hey Bunny nu știu ce, ele nu mai au nume când intră în acest sorority, sunt doar Bunny. Ea se numește Bunny. It's like Barbie. Da, it's like Barbie. Not. Da, sunt foarte weird pentru că sunt extrem, extrem de afectoase și foarte ciudate, gen plâng că le-a fost dor una de alta și chestii astea, adică au niște, nu știu, felul cum se exteriorizează în lume, e de-a dreptul creepy, asta m-a creepy maxim. Și tipa asta e outsider, e too cool for school, scriitoare, whatever, are o prietenă foarte mișto și nu știu cum se întâmplă, dar primește o invitație, mă rog, știu cum se întâmplă, dar whatever, primește o invitație să vină în acest sororite și a zis, adică după ce am mâncat foarte mult rahat, la tipa cealaltă că, ba, nu știu așa ceva, foarte creepy sunt tipele astea, că t-a comentat după ele și apoi se duce în acest sorority pentru că vrea să aparține, probabil, să mai se simte outsider, dar mi s-a părut detestabil pentru că e genul de persoană care zice că she's standing for something, știi, că nu e ca toată lumea. Dar dovada că toată lumea vrea să fie ca toată lumea, dar măcar unele persoane they own it versus să spui că urăști persoanele care sunt mainstream doar pentru că nu faci tu parte din ele. Gen, cum, și vedem chestia asta, mi se pare așa în general, și de asta m-a super contrariat subiectul, că nu era neapărat despre asta, dar whatever. Cum e și cu Barbie, Taylor Swift, de ce nu ne pot plăcea lucrurile feminine, lucrurile ok, știi? Adică e ok, e mainstream, that's fine though. Nu o să mă opun valului și îmi place, nu o să mă opun chestia asta doar pentru că e cool și e fun to hate. Yes. I agree. Da. Totally. Iese și albumul acum. Da, mă aștept. Chiar mă gândeam, voi să o chestie, că luna asta o să fie magică pentru mine, aprilie, pentru că iese și albumul Taylor Swift și Funny Story de la Emily Henry, deci... Și e și ziua. Și ziua mea! E ziua mea. Deci, luna aprilie este luna Andrei. Da. Încep și ambele cu A. Hey! Deci, îi dăm libertate să nu citească TBR-ul, mai puțin cartea lui, și să-și facă de cap. Sunt destul de excited de TBR-ul, deci... Fiecare luna suntem. Da, știu. Tu ce zici? Deci, tu ai început cu Șarpele și aripile nopții. Eu am terminat luna cu Șarpele și aripile nopții. La 4 dimineața, mai exact. Am început luna și am continuat-o și am terminat-o fanfiction-ul. De astea le lăsăm la final. Și o să încerc să nu vorbesc o oră despre fanfiction-ul. Aș putea și două. Și ce am mai citit? În Praga, într-o noapte, am citit Before This Ends a lui Aurora Rose Reynolds, care
o să oblig pe Andra să o citească la un moment dat. Și am citit, acum la final, citit Fire Night, a lui Penelope Douglas. Da, novela pe care am stat în Praga și pe care am zis că nu o voi citi decât fizic. Și am terminat Devil's Night în 2020 seria. Și eu de atunci nu am citit această novelă pentru că am zis că nu voi citi până nu voi avea fizic. Oh, that's some principles. Finally! N-aș fi rezistat, dar te apreciez. Băi, nici și eu sunt șocată de mine că n-am rezistat, dar mă enerva că le aveam pe toate, le-am citit fizic și era aia, copii. Dar a fost super fain că, gen, au trecut 4 ani și când am citit novela era ca și când n-ar fi trecut deloc. Ce drăguț! Da, erau acolo personajele și Damon și copii și toată lumea și era foarte cute. Am citit-o într-o, gen 100 de pagini, adică nu vă imaginați că e. Dar am citit-o într-o seară și chicoteam aici și chicoteam și râdeam și pe aia cred că nu mi-a dat nicio lacrimă, dar am fost un pic emotional că s-a terminat pentru că autoarea a zis că momentan și nu crede că va scrie poveștile copiilor. Deși este un copil acolo, copilul lui Kai, pentru cine a citit. Wow! Ce mi-ar plăcea să-i citesc cartea. Din Kai e și ceva interesant. Da, nu vrei să știi. E un mini Damon. Adică nu, el e foarte liniștit și foarte așa, dar na, că nici nu vreau să fac spoilere. O să-i spun doar Andrei. Ai spus tu că s-a simțit ca și cum n-a trecut timp când ai citit novela, deși te-ai în 2020. Nu ți-am zis? M-am apucat de... Știi când am terminat niciodată Throne of Glass în final? Adică toată seria. Am început să citesc Assassin's Blade. Prima. Aia-ți că mă sese... Da. Da, prima ca să... Și apoi o să recitesc, care cred că e a cincea, tandemul cu... cred că e... Nu mai știu, Queen of Shadows sau Empire of Storms și cu Tower of Dawn. Ca apoi să ajung la Kingdom of Ash. Dai să vedem. Da, Kingdom of Ash. Sunt multe. Așa. Da. Și mi-a fost foarte greu să get into it. Adică bine, acum am trecut de prima parte un pic, dar... Ți-a fost greu? Da, mi-a fost greu. Și mă gândesc că o să fie și mai greu când o să mă reapuc de poveste de la Empire of Storms, care mi-am zis că e o carte care mi-a plăcut foarte mult, cred că poate pentru greșelile mele în serie, pentru că nu mai amintesc foarte multe lucruri. Pentru că am citit toate primele, nu știu, 5 cărți, într-o lună, în 2017. Într-o vreo 7 ani de atunci. Știu că era exact anul în care a ieșit Tower of Dawn și ieșea peste o lună sau ceva de genul și am zis, e povestea lui Cale, pentru cine știe, nu vreau să citesc. Da. Toată lumea urăște cartea. O să trebuie să faci tu părerea despre Cale. Da. Apropo de asta, am o întrebare foarte importantă pentru tine. Da. Eu n-am citit, deja știți, nici Throne of Glass, nici Crescent City. Întrebarea mea este, va trebui să fac o alegere at some point. Mă axez în continuare pe Crescent City ca să... go with the story și să nu mai țin tine toate spoilerele pe care așa. Sau intru în Throne of Glass ca să îndeplinesc criteriul de a citi aceste cărți până la finalul anului. Că realizez că nu se poate ambele. Cred. Nu știu, din dragul în aprilie și eu n-am citit nicio carte de pe lista noastră. Nici eu. Dar sunt învățătoare. Eu încep să-mi pierd speranța. Dar te las pe tine să alegi asta pentru mine. Shit. Păi... Uite, uitați cum pasez eu deciziile importante. Mamă, renunț la... Speram că îmi primesc free pass-ul. Da. Ok. Cred că trebuie să citești pe asta. Sunt ok să mai aștept un an pentru Crescent City. Nu pot să cred că am zis asta. Nici eu nu pot să cred că am zis asta. Nici Loki nu poate să creadă că e asta. Ăla a fost un oftat de dezamăgire. Da. E ok, în momentul în care te apuci, o să treci prin ele. Așa sper, cel puțin prin primele 4-5. Da. Și pe aia am hotărât că o să citesc pe asta a treia, pentru că așa a zis seara ce-i mers. 100%. Deci și Angie s-a apucat acum 2 săptămâni și era asta. Angie. Foarte mândră de tine. Și a citit-o după Queen of Shadows, care e a patra, și a realizat că cel mai bine era să o citești aici. Păi, ca să poți să apreciezi mai bine ce urmează. Dacă o citești, 100%, dacă o citești aici, o să le urăști pe astea două. Probabil.
Da, așa am auzit. Am văzut chestia aia că a răspuns Sarah J. Maas la această întrebare pe care toată lumea a pus-o și era a treia în listă. Deci, da, va fi a treia. Adică după Hellfire. Da. Da. S-a stabilit. Yay. Va fi Throne of Glass și apoi Crescent City. Yay. Deci, vă place repapul nostru? Am discutat doar despre câteva pe care am citit până acum, nu? Luna aprilie, cred. Când despre asta din martie. Măi, hai să o luăm altfel. Despre Șarpele și Aripile Nopții aveți un episod întreg la care să vă uitați. Chiar dacă este online, este foarte cute. Nouă ne-a plăcut foarte tare. Mm. Și sunt acolo niște afirmații foarte grele din partea mea. Pe care nu le voi mai repeta pentru că m-a durut sufletul suficient odată și nu mai vreau să mai spun asta. Așa că, în rezumat, Andrei a dat 4,75. Mm-hmm. Eu i-am dat un 4,15. Deci un rating foarte bun overall. Da, exact, foarte bun. Cartea a fost, ne-a impresionat în sensul în care nu ne așteptam să fie așa cum a fost. Este mai mult fantasy decât romantasy. Clar. Și este cel mai enemies to lovers de până acum. Pe care l-am știut vreodată, cred, sincer. Da. Da. Și da. Ne-a făcut să plângem. O, da. Da. Ne-a făcut să plângem. Aia e ultima carte la care am plâns și chiar am plâns. Da, și la mine la fel. Și... Dar vă încurajăm să o citiți, este prima dintr-un duet. Prima este tradusă deja la noi, a doua urmează să fie tradusă, este deja publicată în engleză, dar pentru cei care citiți în engleză și sau nu mai vreți să așteptați. Deci asta cu cartea lunii, așa foarte, foarte rapid, aveți un episod de o oră, dacă vreți mai multe detalii. Desbatem vrute și nevrute acolo, da. Și totuși parcă tot n-am zis suficient, știi, am impresia că... Da, dar noi niciodată nu... Da. Sunt foarte multe detalii ce-i drept în carte, foarte bine conturată lumea și... Dar trebuie, cred, o zi întreagă. Da, mai ales că până acum n-am avut cartea lunii mai mult cărți fantasy și e destul de greu să intri în toate părțile, gen să o iei așa, super structurat pe ce s-a întâmplat, pe firul narrativ. N-ai avea timp. Adică ar trebui să faci cum au făcut tipele alea de la cu Fortwing, că au dezbătut capitole în fiecare episod din podcast ca să poată să treacă prin, că, da. Fantasy fangirls, da. Da, acum au început acotar. Au început acotar? Wow. Toată seria acotar. Au terminat. Mi se pare că este ultimul episod cu știi, la prima carte deja, cred. Cool. Deci dacă vreți ceva atât de detaliat, acolo, dar să știți că episoadele sunt în engleză, este în engleză și episoadele sunt între o oră jumate și două ore și... Fetele aia dezbat. Da. Dar, da. Dar noi suntem mai mult pe impresii și momente așa care ne-au marcat overall. Deci, asta a fost cartea lunii. Și după aia, în rest, eu mai am doar Before This End, care este very, very, very cute. Deci este de autoarea mea de Comfort Reads. Deja știți, deja. Mm-hmm. Seria Until, cele 13 cărți. Asta este o serie aleatorie, side series, că este despre frații soțului unei tipe din copii. Ceva. Anyhow, nu contează. Da. Și asta care a ieșit acum este a doua dintr-o serie și cred că se poate citi și ca astea în loc, că de-aia tot o să te bat la cap să o citești. Este foarte drăguț, este cu single dad. Fetița Winter este absolut superbă, este adorabilă, face jumătate din carte. Am râs, am plâns, mi-a stat inima loc, am citit-o într-o seară, Andra dormea și eu citeam acolo și plângeam. Și după aia, a doua zi eram cu ochii. Dar m-am trezit cu cafea și cupcake, deci... Așa. O să vedeți în episodul nostru viitor, care va fi un mini-vlog. Yay! Primul mini-vlog. Primul mini-vlog. Yes. Și să aveți, vă rog, răbdare și milă cu noi, că nu știm ce a ieșit acolo. Deci este cu o single dad și este foarte, foarte drăguț și cu multe subiecte sensibile și, spre deosebire de toate cărțile acestei autoare, zonele, scenele de smat sunt foarte puține. Hmm. Adică este foarte mult pe emoții și pe nebunii și e foarte drăguț. De asta ești că o să-mi placă? Da. 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 Deci și vouă vă recomand, chiar am plăcut foarte mult, i-am dat 5 stele pentru că nu pot să fiu obiectivă la... Ca și la Fire Knight, ca și la astea de suflet sunt, nu contează, chiar dacă nu sunt the best, că comparativ cu Șarpele, eu așa am denumit acea carte, Șarpele, acea, Șarpele. Nu se compară. Dar pentru mine, emoțiile... Ia zice mai important, da. Ca să o citesc pe ora aia, we are humans, the human heart, once what it wants. Și astea au fost cărțile și novela la mine. Foarte rapid fire. Dacă tot vorbim de cărți și tempraga, sau început tempraga măcar, și pofta inimii. Pofta inimii. Foarte important.
Așa a fost Magnolia Parks pentru mine. Mi se pare că m-a propulsat așa în gândirea mea de la 18-20 de ani. Pot să înțeleg foarte bine cum vede ea lucrurile. Deci Magnolia Parks face parte din elita societății britanice la momentul respectiv, oameni plini de bani, proveniți din părinți cu bani, părinți toxici de altfel, pentru că na, asta vedem și în media, whatever. Dar este obsedată de atenție, chiar dacă nu spune chestia asta, și rănește foarte mulți oameni just for the plot, așa mi se pare. Deși nu, adică nu este portretizată ca un personaj negativ, că o vezi cum suferă, cum îi pare rău tot felul de situații, dar este negativ dacă e să o vezi așa. Sunt foarte multe momente în care rănește oameni efectiv doar pentru plot. Și apropo de plot, there is no plot. Am auzit și eu chestia asta. Nu are plot. Adică sunt pur și simplu tot felul de amintiri de ale ei, cumva întrepătrunse cu realitatea și ar trebui să fie așa ca un fel de puzzle, să ne ducă la motivația lui BJ în toată situația. De ce s-a ajuns, unde s-a ajuns, de ce sunt ei atât de toxici. Și cumva deznodământul, mi-am dat seama pe parcurs care o să fie, dar tot nu a fost explicată motivația lui. Adică au fost pur și simplu o grămadă de scene, o grămadă de chestii și nu se exprimă motivația și știu că o să fie în cărțile următoare. Așa în ultima zic. Carte mai precis. În ultima carte, am văzut și-o pe TikTok, da? Yay! Păi doi, paranteză, cum să-l numești BG? Cum să-l numești BG? Da, I know. Vor fi traduse și la noi. Și chiar cu cupertele alea originale, deci foarte drăguț. În cartea asta se introduc și personajele din cărțile următoare, adică Daisy Hates, Christian Hems și Julian Hates. Julian is nice. I like him. Daisy Hates, foarte antipatică cartea asta, foarte antipatică și mi se pare că autoarea cumva nu e foarte, nu știu, constantă în ideea asta că Daisy e, pare a fi genul de tipă pick me care stă doar cu, sau a stat doar cu băieți și nu suportă fetele, știi? Da, dar în cartea ei pare un personaj foarte likeable, pare că cumva doar neînțeles, adică mi-a confirmat chestia asta că chiar a crescut doar lângă băieți, nu prea a foarte multe influențe feminine, nu prea are prietene, nu are prietene, dar nu. Da, și mai gândeam că e perspectiva Magnoliei de o face antipatică în prima carte, dar mă rog, nu vreau să intru foarte multe detalii. Ideea e că mi-a plăcut foarte mult. Dar dacă o vedeați pe Andra în Praga, citește 10 pagini, ce e asta? Ce mai citește încă 5? Eu nu pot să citesc așa ceva. Eram, Andra, dă-i acolo 50 de pagini. Eu știind că eu nu o să citesc așa ceva, dar știm că există o șansă să-i placă ei. Bine, mai stau. Cum să zici așa ceva? Andra, 50 de pagini mai târziu. Nu mă pot opri. Deci așa a fost, a fost incredibil. În seara în care Diana a început să citească cartea de la Aurora lui Reynolds, eu am început Magnolia Parks și eram, mamă, să vezi cum citim amândouă toată noaptea, o să fie crize. Am citit 10 pagini din care citeam din 5 în 5 cuvintele lui Diana și că uite cât de ridicol e, uite cât de ridicol e. Pentru că, adică, nu știu, era ridicol și tot timpul trebuia să descrie cum e îmbrăcat toată lumea. Avea tricoul alb de la Miu Miu și Van și aia și a intrat și și-a dat părul nu știu cum. Serios, gen, și uitam unde sunt, încercând să-mi imaginez cum arată tricoul ăla de la Miu Miu, știi? Cum naiba să pronunțat dacă se întâlnește cineva din mine, da, mă rog. Da, și am adormit și Diana a terminat cartea. Dar apoi în avion m-a prins. Da. Și am terminat-o în aceeași zi. Da. Deci. Și pe mine m-a prins șarpele în avion și pe aia l-am lăsat pe bală două săptămâni. Eu îl determinai pe ale mele. Ți-a lăsit pe ale mele și-a petrecut la fanfiction? Da. Da? Trebuie să dai un rapid fire. Știți. Următoarea carte să fie Sense and Sensibility, deci la Ține și Simțire, de la Jane Austen. Chiar mă gândeam astăzi de ce sunt așa obsessed de Jane Austen. Mi-am dat seama că dintre cărțile ale ei, cărțile finalizate, n-am citit. Singura carte pe care am citit-o este Northanger Abbey. În rest le-am citit pe toate. No. Mai sunt câteva, avea o serie de poeme, cred, și short stories pe care le-a primele chestii, dintre primele chestii pe care le-a scris, pentru familia ei și sunt publicate, nu cred că se găsesc așa în general. Mă gândeam că ea, în toate cărțile ei, face un comentariu asupra societății foarte interesant. Despre cât de ridicolă e societatea în anumite momente și o face într-un mod super amuzant, dar toate chestiile asupra cărora atrage atenția sunt lucruri care sunt foarte valide și în ziua de astăzi. Asta mi se pare interesant, că ce, e scrisă la finalul anilor 1700, așa cred, adică toate cărțile ei sunt scrise pe atunci, pentru vremea respectivă și totuși găsim persoane ca în cărțile ei și acum și situații de genul ăsta cumva și acum. Ce tare. Da, pare foarte cool și mi se pare foarte mișto că toate personajele ei sunt foarte complexe, adică nu sunt personaje, nu există nicio persoană, nu e perfectă. Mm-hmm. Și știți că am mai spus chestia asta, că îmi plac personajele care au defecte, dar ea reușește să le facă foarte reale, în
genul de personaje care îmi place la Emily Henry, că au anxietățile lor lucruri pe care absolut le detești. De exemplu, una dintre surorile din cartea asta, că este toată cartea este cumva focusată pe două surori. Una dintre ele este teribil de controlling, foarte, știi, vrea să aibă tot un sub control, niciodată nu calcă strâmb. Cealaltă este crazy și obsedată de atenție și, da, felul cum reacționează e foarte interesant. Cartea asta nu este neapărat una dintre, adică nu e preferata mea. Știu că fiecare are o carte așa preferată, dar Jane Austen, dar pentru mine a fost așa în funcție de vârstă, dacă am început cu între și prejudecată, așa a fost pentru mine, dar Emma, clar, Emma, în ultimii ani, e, da, Emma e preferata mea, cu siguranță. Pot să văd de ce multe persoane apreciază cartea asta. Ce nu mi-a plăcut a fost că pe parcursul cărții nu prea știai cine cu cine o să ajungă. Ceea ce sunt crazy pentru Jane Austen. Crazy bitch. Așa. Poate mi-ar plăcea și mie mai tare asta. Da. Dar ce a fost interesant a fost că pe tot parcursul cărții ai shipped two people. Și n-au ajuns împreună. Nu. Ce tai? Pare rău. E a doua oară că ți se întâmplă asta. Da. Și nu-mi plăcut instinctele mele. Dar mai multă lume a zis chestia asta. Dar relația dintre ele e atât de frumoasă. Dintre surori. Da, aici chiar a reușit să facă ceva frumos. Da, o altă carte de la Jane Austen care mi-a plăcut. Nu i-am dat 5 stele, i-am dat 4, dar mi-a plăcut. Nu poți să le ai pe toate. Nu poți să le ai pe toate, așa e. Doar Emma. Pentru tine voi citi și odată Emma, at some point in my life. At some point in my life. Da, mi-ar plăcea mult. Și ultima carte, nu mai am una. Șarpele. Am zis Șarpele, Jane Austen. Sense and Sensibility, Jane, da, așa, Magnolia Parks, A Dowry of Blood. Vampiri! Cred că cu asta am terminat luna. Am fost destul de surprinsă când am intrat în cartea asta, pentru că când am început cartea, nu mă așteptam să fie scrisă sub formă de jurnal, cum n-am mai menționat. A fost puțin straniu așa și ăsta e motivul pentru care nu i-am dat 5 stele, pentru că cumva a apărut superficială toată perspectiva și personajele ușor superficiale și toată povestea. Superficial în sensul de e scris foarte frumos. Și are un aer foarte nostalgic așa și melancolic, pentru că ea, adică poți să-ți imaginezi că ea care își scrie amintirile astea, lucruri care s-au întâmplat pe parcursul a sute de ani și felul cum se simte, e drăguț, doar că cred că prin perspectiva pe care o are, că e jurnal, nu poți să intri cu adevărat în poveste, nu e o poveste, sunt o serie de amintiri. Da. Da, și trigger warning-urile sunt, da, avertismentele chiar sunt foarte reale, dar nu mi se pare că e atât de grețos la partea fizică neapărat, dar emoțional te afectează foarte mult, pentru că ce se întâmplă acolo, relația dintre Dracula și Constanța, mi s-a părut foarte drăguț că a folosit un nume românesc și sunt foarte multe aspecte, adică povestește despre România, at some point. Și sunt accurate? Sort of. E în România în anii 1400, deci n-aș ști. Da. Ok, good point. Dar aerul mai dark, da. Și numele Constanța pare autentic. Am o mătușă pe care o cheam așa. Relația dintre el și Constanța este foarte toxică și nu numai relația dintre ei doi, pentru că descoper ulterior este poligamie. E, da, e poligamie acolo. Și este un sapphic romance, queer romance, Dracula, dar queer. Nu, n-am știut asta că am început cartea, nu m-a deranjat, dar m-a surprins, trebuie să recunosc că m-a surprins. Deci cartea este foarte apreciată, foarte apreciată. Și gen, următoarea carte pe care a scos-o această autoare sau autor? E autoare. Această autoare era foarte așteptată în ideea că mama asta a fost deja mic, era așa o să fie și următoarea. Mm-hmm. Education of Malice, despre asta e vorba. Și mai a fost foarte disappointed pentru că nu s-a ridicat la standardele de la Dowry of Blood. Serios? Nu, da. Nu a ieșit invers? Dowry of Blood n-a ieșit după? Sau? Nu, da? Da, wow. Da, da. Și am urmărit foarte îndeaproape subiectul pentru că o aveam pe listă în ideea să o citesc. Deci te ador că întotdeauna știi mai mult despre cărțile pe care le citesc decât mine. Dar eu nu le citesc. Știu. Și n-a ajuns să le citesc. Pentru că îmi dau seama că tot aflând chestii, da, că nu sunt pentru mine acum. Nu știu ce va fi eu în viitor. Dar mi-a răsut acolo și cu Magnolia Parks la fel, știu aproape totul despre ea. Motiv pentru care, dar în Praga am stat foarte mult cu cartea în mână. Da. Eram aproape să o iau. Și pe aia am realizat Diana. Deci, nu. Calmează-te. Nu-i problemă, chiar povestit eu tot. Adică știa deja oricum, dar cu lux de amână. Mai știu niște lucruri, dar nu știu dacă sunt prima carte sau nu, așa că mă abțin. Dar revenind la vampiri, sunt șocată un pic de ce aud, pentru că gen... Adică feedback-ul pe care îl primi se mira că gen toată lumea poate să înțeleagă de ce Vlad era atât de intoxicant pentru ea. Și din ce am vorbit cu tine, nu-mi dau seama dacă... Nu, mi se pare că este un cautionary tale pentru
de ce într-o relație nu ar trebui să existe idolatrie, nu poți să fii obsedat de persoana care ești, nu la modul ăsta să depinzi, pentru că așa ajungi să ai o relație toxică, cumva asta e povestea lor. Ea depindea foarte mult de el, el era foarte controlling. În modul lui nebun se presupune că își iubea partenerii, dar... Mă simt un pic ofensată pentru al nostru Vlad în această poveste. Măi, Vlad face niște lucruri, dar uite, chiar e un citat care mi s-a părut interesant, îl notasem pe și undeva. I made you into my private Christ, supplicated with my own dark devotions. Mi s-a părut foarte drăguț și spune asta cumva foarte des în carte. Mai e un citat pe care, pentru că mi-am uitat toate cărțile acasă, la Diana. Tot compar eu cu Christ, Messiah, chestii de genul ăsta, faptul că așa îl vedea ea la moment respectiv. Da, pentru că e persoana care într-un fel, a readus-o la viață. Pentru ea, el era universul. Și ăsta este un mod deranjat de a vedea persoana din lângă tine, motiv pentru care nu avea cum să aibă succes el. Dar oricum asta își dorea. Așa se portretizează în carte, dar nu pot să zic că eu cel puțin poate am ratat eu, dar eu cel puțin nu pot să-l înțeleg pe el. Nu am reușit să-l înțeleg pe el pentru că e din perspectiva ei și cât de mult rău i-a făcut ei. Poate a doua carte, că am înțeles că o să fie și a doua carte, o să fie din perspectiva lui. Mai este un short story care a fost inclus și în cartea pe care am în Anchor of Roses, despre povestea lui Alexi, care este soțul lor. A fost cute. Am ideea, voi ce alte cărți dubioase mai citiți? Poate la un moment dat, încă nu o scot de pe listă, pentru că mi se pare ceva foarte fascinant și diferit. Și sunt multe citate acolo, deci le-am notat foarte mult, o să-ți... Da. Deci încă nu o scot de pe listă, dar știu că nu va fi vremea ei anul ăsta. Da. Sunt foarte multe pe care trebuie să le citesc. Îl păstrăm pe Vlad pe listă. Mm-hmm. Deși îmi vine în continuu să cumpăr în Education of Malice, nu știu ce. Da. Îmi place coperta. Îmi place cum sună. Îmi place... Da, sună bine, dar numele autoarei sunt, adică numele de cărți pe care le-ai ales sunt foarte interesante și A Dowry of Blood. Mm-hmm. Foarte mișto. Astea au fost cărțile noastre și novelele. S-a mai rămas doar zona de fanfiction. Pe care eu vreau să o spun cu interes. Și pe care eu mă gândesc cum să o fac cât mai scurtă. Dacă ar fi să faci un top 3 fanficuri care ți-au plăcut de luna asta foarte mult, neapărat ordonate, 1, 2, 3, ci care simți că sunt acolo. Le am și ordonate. Da, wow, mă surprinzi. Dar așa, ca o paranteză înainte, dacă vreți să citiți fanfiction-uri, este un site AO3, uh-huh, în care le găsiți și se pot downloada gratuit în toate formatele, de la PDF, la EPUB, la absolut orice, și le urcați pe Kindle și toate cele. Și cu marea rugăminte, pentru că și eu sunt nou în acest domeniu, să nu le puneți pe Goodreads sau să le ratinguiți sau să le cumpărați de pe eBay sau alte platforme, pentru că deja, din ce am înțeles, toată nebunia asta de fanfiction și oamenii care scriu, comunitatea în sine, deja mulți autori își retrag poveștile de pe diverse site-uri pentru că mereu le ia cineva și le face cărți pe eBay și le vinde. Și basically nu câștigă nimic din asta. Dar și pe Goodreads? Am înțeles că it's not good to do pentru că nu sunt cărți în sine și fanfiction e fanfiction scris de oameni că e plăcerea lor și e basically ca și când ai retweet ceva de pe Wattpad. Da, într-adevăr, e nedrept față de ei pentru că siguranță o să fie și chestii negative legate de scris și nu asta era intenția, nu, nimeni nu s-a concentrat pe proză. Deci, pentru că și mie îmi vine în continuu acolo să adaug, dar este fișierul meu Excel acolo. Că așa am aflat că am citit 30 de fanfiction în luna asta, pe număr Excel-ul. Vreau să zic că majoritatea sunt undeva la gen astea micuțe, 10.000, 15.000 de cuvinte. Mm-hmm. Pentru că ei nu le măsoară în pagini, le măsoară în cuvinte sau capitoli. Deci o să iau pe cuvinte și cea mai mare pe care am citit-o a avut undeva la 100.000. Care nu știu ce înseamnă asta în multe pagini. Nu știu. O să aflu. Te rog, așa poate aflu și ce dimensiuni. A, și pe site-ul ăsta nu găsiți doar fanfiction cu Harry Potter, ca să știți, adică astea le-am selectat eu. Dacă vreți, la un moment dat vă și zic exact cum și se extrag. 200 de pagini single space sau 400 de pagini double space. Deci aproximativ 300 de pagini. Da, aproximativ 300 de pagini. Că nu știm cum să o luăm. Prima, pe primul loc, este chiar prima pe care am citit-o mai lungă. Și este un shifter fanfiction. Și Dreamoni în acest timp? Da. Toate sunt Dreamoni. Dreamoni, shifter fanfiction. Da. Ați auzit bine. Ok. Și are foarte mult sens cu cum se termină că povestea. Adică, gen, nu mi se pare că am citit pentru că am avut mini short fanfiction în care citeai, dar parcă putea să fie o carte a lui Emil Henry, dar gen, erau doar numele și personajele, dar în rest n-aveam nicio treabă cu lumea Harry Potter. Dar asta chiar a avut. Și cred că m-a impactat foarte tare pentru că a fost scrisă de Saint Liu. Saint Liu. Da.
Care a scris Manacled. Deci tipa scrie incredibil de bine. E mai bine și decât multe cărți pe care le-am citit. Te uiți spre anume? Dar ideea în sine este că se pleacă, se schimbă foarte puține chestii din canon ca să aibă un pic de sens, la gen foarte puține. Mm. Draco este shifter, of course. Este quarter of Vela shifter. Vela sunt un fel de gen aceste creaturi mitice, mitologice, cu gen ca niște îngeri. Nu știu cum să-i descriu altfel. Avea niște aripi foarte mari. Nu știu cum să-i descriu. Asta e prima pe care mi-ai să o citesc, nu? Da. Practic, el, în timpul războiului care se întâmplă în cărți sau așa, este declanșată, de fapt, această parte din el, că trebuia să fie doar Quarter Vela. Practic, în carte, aceste creaturi magice, că aflăm că el este, că este și cu mates, doar că acolo, cumva, creatura își alege the best mate for him, for it, for ceva, și, practic, este Hermione, of course, că este o dramatic fanfic, și... ideea e că dacă nu se întâmplă the mating process și nu-ți devin mates cu așa, he dies. Și gen, el nu vrea să-i spună. Da, este incredibil. În genul ăsta nu spun nici prea multe din poveste, spun doar partea de intro ca să te fac curioasă să o citești. Și gen, el nu vrea să-i spună și maică sa, Narcisa, se duce la... că Hermione lucrează la... minister. Și el lucrează la minister gen ca să-și spele din păcate renumele familiei după război și whatever și chiar lucrează cu ea pentru că, na, el vrea să fie aproape de ea pentru că the mating bond. Ea nu știe și el e pe moarte, basically. Și maică-sa se duce la un alt minister de acolo care se ocupa de mating bonds și toate nebunile și că de obicei se ocupa în sensul că ai primea cereri ca să-i aducă împreună, pentru că altfel mureau. E, de la așa și maică-sa și se duce la Hermione și îi spune că există cineva care practic este mate, dar nu vrea să spună cine și că persoana respectivă moare. Și atunci intră Draco foarte furios pe ușă, că gen află că de fapt maică-sa a început și spera să întrerupă momentul și sunt acolo. Așa? Și află și de acolo o întreagă nebunie și nu pot să spun. Nu știu dacă să fac cel mai mare spoiler neapărat, dar este o parte la care aproape am plâns. Chestia este că la un moment dat, mă rog, încearcă Hermione să facă ceva acolo, îl salvează un pic, gen, îl sărută ca să-i prelungească un pic viața până decide ce poate ea să facă, pentru că ea nu-l iubea. Și la un moment dat îl întreabă el, o întreabă el dacă... gen cum vede sau și el zice ea că nu știe și că nu simte nimic pentru el momentan și pe principiu el e un pic genul da știam asta și după aia zice oblivit și practic îi șterge toate amintirile legate de toată chestia asta. Ei? Da. Și după aia îi spune lui maică-sa că dacă se mai bagă în chestia asta o să ducă să moară undeva și nu o să-l găsească niciodată. Și gen, da, este o întreagă nebunie despre cum își recapătă ea, de fapt, nu memoriile, că n-ai, cum recapătă informațiile și tot felul și după aia cum tot procesul de meeting și după aia cum ia ăștia de la minister pe Draco, că se întâmplă niște chestii și după aia iar sunt despărțiți și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și foarte multe emoții acolo și e, nu știu. Nu foarte mult să citesc, da, sună foarte mișto. Deci eu când am văzut că zice Oblivion, m-am ridicat în pace, am nu! You cannot do that! Și tot inner tormentul lui Draco este foarte gen... Și când se întoarce Hermione la el în casă, unde se întâmplă toată nebunia cu Bellatrix și toate emoțiile care sunt acolo și... Da, da, e... E foarte, foarte fain scrisă, o admir foarte tare pe... E ceva absolut minunat. Vă încurajez să-i citiți toate astea. Asta a fost pe primul și a doua este tot de la ea. Sunt sigură că Manacle mă va distruge. Toți mi-au spune asta, n-am auzit nimic negativ despre Manacle până acum. Deci sunt sigură că mă va omorâ dacă astea micuțe. Și a doua este un duet pe care ți l-am povestit în Praga la masă. A Cruel Slow Descent și A Fragile Ascent. Ăștia sunt denumirile cele două. Și este foarte dark și foarte așa... Practic suntem în mijlocul războiului când se întâmplă toată treaba și reușește să o, Voldemort reușește să o captureze pe Hermione și îi dă un fel de porțiune, porțiune care nu este gen a love potion, dar e ceva mult mai puternic și o face să se îndrăgostească, mă rog, să simtă ceva pentru Draco și pe aia îl torturează pe Draco, să o facă pe ea să spună secretele de la Harry și toată nebunia. Și după aia, mă rog, primul volum se termină când îl înving pe Voldemort și o trezesc pe ea din porțiune, practic. Și al doilea este despre cum... toate sechelele și cu Maria atacul de panică, anxietate și Draco care este ținut în Azkaban și
tot felul după aia cum se reunesc și ea vrea să fie acolo, să pară puternică și de fapt să nu-l țină pe el, dar nu e foarte drăguț de... Mi-a plăcut când mi-ai povestit. Da, atunci eram fiartă că doar ce-o citise și eram acolo. Aveam săbii și oameni care scuteau foc în jurul nostru că eram la o... Ah, da. Seară la un restaurant medieval, tavernă. Da. Și eram acolo cu Voldemort și... După aia mai făceam pauze, mai era spectacol și mai venea cineva. Mai dansam niște pe aici și Diana era și stai să spun. Și de aia zic că în momentul ăla aproape o convinsesem. Dacă te-ai apărut Magnolia în viețile noastre și ce să faci acum. Deci noi am concluzionat că nu reușim să ne convingem una pe alta niciodată de nimic. Pentru că știi ce se întâmplă? Că avem încredere 100% în părerile noastre, adică în ce zici tu, eu știu că o să-mi placă, știi? Sau da, invers. Exact. Doar că noi în același timp, deci sunt două ideologii care se bat cap în cap. Una, credem una în cealaltă și doi, o carte trebuie citită în momentul potrivit. Exact. Și întotdeauna asta câștigăm. Da. Când simți că nu e momentul, nu e momentul. Foarte rar ne nimerim în... Da. În același... Da, de asta cartea lunii e ceva așa dificil cumva. Da. Trebuie să ne o băgăm pe gât puțin. Exact. Știi? Exact. A, realizai că la prima nu îi zi numele. Nu îi zi numele, așa e, așa e. Eu o știu doar după A Shifter Romance. Așa mi-a zis tot timpul. Ea e cu shifteri. Exact. Se numește Love and Other Misfortunes. Da. Îmi place. Chiar e foarte cute. Oare care ar fi a treia? Da. A treia se numește Amends. Și ghiciți ce nu este de la Seliniu. Este de la altcineva. Autoarea aici este... Username-ul, că na, nu ai numele complet, este The Lash Jedi. Dar este un pregnancy trope kind of book, fanfic. I'm interested. Și asta este una din exemplele canon, but not really. Adică totul se întâmplă după. Practic, noi ajungem într-un punct în care începe cartea, fanfic-ul, în care Draco este la balul de logon al lui Draco cu o tipă care mereu e numele săraca, care este tot așa pure blood dintr-una din familiile respective și aflăm că de fapt la petrecere este și Hermione care este pregnant și aflăm că de fapt ei au fost într-o relație de câțiva ani, Draco cu Hermione pe ascuns, undercover și Draco se desparte de ea în ziua în care ea vrea să-i spună că she's pregnant. Classic. Of course. Și se desparte pentru că Jenny era frică de taică-su, again. As in the story. Și mă rog, când o vede acolo că de fapt este gravidă și he does the math, practic, înnebunește. Hermione zice că nu există așa ceva, că și-a făcut regenda, că pe principiu dacă n-ar fi văzut că e gravidă, n-ar fi făcut niciodată să vorbească cu ea sau să facă ceva în privința asta și că ar fi lăsat lucrurile așa cum erau. Și pleacă și după aia, mă rog, asta logonica lui Draco aude, se duce la Lucius și la Narcisa, of course. După aia este o întreagă dramă în care... Părinții lui zic pe principiu că ce să facă cu ea, cu cine s-o mărit, de ce să facă, o să scape de copil. Și evident că ăsta nebunește, finally nebunește și după aia zice lui, spune nu știu ce cuvinte care practic îl dezmoștenește, se dezmoștenește singur. Și după aia se duce să îmbete. De asta zic, este foarte domesticită, deci foarte diferit de ce restul celelalte. Toate trei sunt foarte diferite. Foarte domesticit, se duce să îmbete și trimite un owl către Harry. Și evident vine Harry foarte supărat acolo. Harry este foarte badass în toate aceste trei numere. I love this. Este foarte badass în toate fanfiction-urile. Și vine acolo și, mă rog, l-ascultă pe Malfoy și vorbește și spune și whatever și... După aia toată povestea, tot fanficul este un slow burn, pentru că este despre Draco recăpătându-i încrederea lui Hermione pe tot parcursul sarcinii și apoi se naște fetița pentru că au fetiță. Au primul Crăciun la The Weasleys și se duce și Draco acolo și este intrus și toți ăia acolo să-l bată și nu știu ce. Și este foarte cozy și foarte homey și foarte, nu știu, very feel good, așa m-am simțit foarte bine citind. Again, n-are nicio treabă cu tot universul ăsta, dar cumva e foarte nice. Mi-a plăcut mult. Și ideea asta de cum să recapeți cum reîncrederea. Deci, da, foarte diferite toate trei, foarte diferite și toate celelalte 27. Dar asta cu Love and Other Misfortunes pe care a fost pe numărul 1 a fost cea mai lungă. Și asta, Amends, cred că e pe locul 2, ca undeva la 60.000 de cuvinte, nu știu. Dar plănuiesc să intru în alea mai hardcore și în alea mai cunoscute. Că astea au fost așa, găsite de mine, care sunt mai scurte. Îmi zici când te apuci de mine, că, da? Încă nici eu nu s-a vor. Luna asta, sigur, nu. Plus că trebuie să citești și tu măcar două fanfics din astea mai lungi până atunci. Sigur. Și eventual asta cu Love and Other Misfortunes e the best pentru că e vezi și stilul, e descris. Da, exact. Da. Care o să-ți plac. Sunt 100% sigur. Deci asta foarte pe scurt că aș putea să vorbesc orient și eu despre ele. Mai mult decât aș putea să vorbesc despre un ec.
Și vreau să menționez că le-am citit de două ori, luna asta, pe toate, de care menționai. Wow, nu fie că, da. A doua oară nu cuvânt cu cuvânt, dar da, le-am citit de două ori, atât de mult mi-a plăcut. Wow, that's amazing. Da, mă faci să vreau foarte mult să intru în universul ăsta, îmi doresc foarte mult să mă apuc de fanfiction-uri. Și Diana, în momentul e foarte aproape. I feel it. Da. I know. Sunt acolo. Încă un pic. Încă trebuie să mai avem vreo două luni așa cu patul și cu așa și gata, ăla e. Dar, da, să știți că nu este weird, că chiar vorbeam cu Andra înainte de asta, dacă o să ne simțim weird să citim despre personajele respective. It's not. Dacă e scrisă bine, este forță, mai ales dacă și respectăm un pic universul. Și eu, după ce ajung la saturație, deși cred că o să ajung foarte greu la saturație, gen mi-am descărcat vreo 80 de fanfiction-uri, doar cu Drăguș. Așa. O să intru și în fanfiction-uri de One Piece și de toate nebunile celelalte, la care am eu acolo niște caractere care ar fi putut fi. Și n-au fost. Dar da, vă invit și pe voi. It's very nice. Come to the fanfiction site. We have the cookies. Da. Și gata, mă voi opri că nu mai pot. De-abia așa să vă mai citesc. Am început aseară una, atât. Am început aseară una, că nu știu mai multe să zic, că am citit foarte puțin, în care Harry este foarte badass și trimite pe Draco și pe Hermione undercover ca să, gen, lucrează ca aurori. Și ca să elimine nu știu ce rău pericol pe acolo și trebuie să pretindă că sunt in love și really engaged, da, Draco și Hermione, și ei se urăsc și pare foarte promițător. Da, dar cum se numește aia în care sunt, e cumva prequel, To All the Lost Boys, ceva? James cu da, dacă nu Trei e cu Draco... Trei prinde-te! Dacă nu e cu Draco și Hermione, nu știu! All the Young Dudes. Ok, ceva ce nu știu. Da, e o grămadă și de art făcut pe tema asta. Tare! E despre ei și da, e mișto. Eu recunosc că atunci când mi-au dat fanfiction, eu mi-am pus ca filtru 3 milioane. Am și eu acum, sunt axat așa, știi? Da. Eu le tot văd, adică... Și loc, eu le tot văd pe TikTok și YouTube și peste tot, pentru că sunt o grămadă de oameni care citesc și am văzut unele care s-au tot repetat și astea una dintre ele. Ok! Deci, asta a fost luna martie. Și spuneți în comentarii ce ați citit și voi în luna martie, ce v-a plăcut foarte mult. Ați citit fanfiction? Vă place? Vă interesează? Citiți cu noi fanfiction? Să mai vorbim despre asta? Să intrăm super mult în detalii? Let us know. Da. Măcar și pentru mine, știi? Diana e. De-abia aștept să aud un da. Dacă aud un da, gata. Trebuie de vorbit despre fanfiction. Și următorul episod va fi mini-vlogul nostru din Praga. Mm-hmm. Again, o să fie tot felul de formate, aparat, telefon, că la concert acolo n-ai el super strong. O să fie un haos, dar o să fie un haos foarte fun. Noi ne-am distrat foarte tare făcându-l. Ceva nou și pentru noi. După care urmează episodul cu Cartea Lunii, de care încă nu ne-am apucat. Love in Other Words, de Cristina Loren. E primul romance după multă vreme de Cartea Lunii. Da. Este chiar primul. E primul. Și nu o găsim fizic nicăieri. O vom citi pe Kindle. Yes. Până atunci... Happy reading, ne scrieți. Da, cam atât. Nu știu ce am vrut să zic. That's it. Bye. Bye. Yay! Și el e Lucky, care spune. Da. Și care dau capul ceva? Da, de masa din spate. Lucky doarme pe piciorul Andrei. Nu mai poți te miști acum. Mă întreb cum se aude asta pe Spotify, știi? Știi? Te-ai trezit, te-ai simțit? Nu, se pune mai bine. L-a deranjat piciorul meu, mă scuzați. Oh my god! Nu cred!